Salutare, prieteni, și bun venit pe canalul meu Tutorial App. Numele meu este Marius și astăzi vreau să vă prezint cum vă puteți face asigurare la mașină în Anglia, în UK, în Mare Britanie, cum vrei să-i spuneți, tot aia este pentru mine. Ok, sunt diverse site-uri, am văzut și diferiți români. Eu nu vă recomand să folosiți exemplu, să vă facă altcineva asigurare. Trebuie să vă faceți voi o asigurare pe bune. Știu ce asigurări fac acele persoane. Este o asigurare pe bune o persoană mai în vârstă și nu este deloc ok. Adică în caz de un accident nu sunteți voi și deci practic trebuie să scoateți bani din buzunar și vă puteți lua o amendă destul de urâtă. Bun, ca să vă faceți asigurare, sunt diverse firme de asigurări în Anglia. Prim pas, ca să vă faceți asigurare, vă trebuie un card neapărat pe numele vostru. Știu că mai sunt și altele care acceptă, nu știu, nu am încercat, știu majoritatea care am încercat a cerut să am cardul pe numele meu. Ok, prima care este, o să scriem frumos așa, în Solange Car. Ok, bla bla bla. Eu am folosit Confused, este o super fain, adică nu știu, mi-a făcut niște prețuri super ca lumea și chiar am fost foarte mulțumit. Bun, deja eu am ceva mașini puse pe aici, dar o să vă arăt la zero, scriem un cont, ca să vă arăt și voi cum se face, că deja sunt pe-a meu și ca să știți și voi de la zero cum se procedează. Bun. Dăm aici frumușel să... Ok, my account. Creează-ți un cont, mai exact. Îl leu câte întrebări până aici. Bun. Mister Marius. Ok. Al doilea nume, ceva de nume de familie. Data de naștere, bla bla bla. Am pus și așa. O adresă de e-mail. Așa. Bun, mai departe. Aici trebuie să confirmăm adresa de e-mail. Să chiar merge să copiez? Nu-ți dă voi, draci. Ce dracu am scris, bă, aici? G.ciofu. Alun. Dar nu merge, nu știu ce. Așa. Ok. Backup. Bun, mai departe. Aici ne legem o parolă. Da, mișto cum se vede. Ok. Am pus și o parolă acolo la mișto. Fain că nu se vede. Bun, și aici puteți bifa ca să vedeți ce parola scris, ca să vedeți voi. Pe mine mă interesează, deci vă întreb o întrebare. Alegeți voi o întrebare, trebuie să o rețineți. În caz de dacă vă uitați, uitați contul. Hai să punem aici. Bun. Am pus și noi aici, mergem mai departe, ne-am creat frumos contul. Este simplu. O să dăm aici Get Car Quest 4. Ceva de ce? Bun, aici trebuie să punem numărul de înregistrare a mașinii. Am văzut că am primit deja e-mail de la site. Ok, trebuie să punem mașina care vrem să o asigurăm. Hai să zicem așa, FV56 Avil, este o mașină de-a mea. Ok, este un Fiat. Bla bla bla, nu ne trebuie dacă este toate corecte, marca bla bla bla. Mă întreabă dacă avem ceva modificări, dar uite, putem traduce ca să fie mai ușor și pentru voi. Ok. Aici mă întreabă dacă am o cameră, puteți să puneți, vă ajută, mai reduce costurile. De când ați cumpărat autovehiculul, punțan, bla bla bla. Bun. Sau dacă n-ați cumpărat, puneți că n-ați cumpărat, dar puneți că ați cumpărat. Mai bine. Aici, dacă voi sunteți proprietari, cine deține mașina. Ok. Mai departe. Ăsta sunt eu. Din păcate. Dacă sunteți fată, puneți mis sau măritată, mărsă.
Ok, aici e data nașterii, bla bla bla. Mă întreabă că dacă sunt căsătorit, dar dacă ești măritat, însurat sau măritată, șansele sunt mai mari să fie mai ieftină asigurare. Aici vă întreabă de că sunteți în Anglia. Ați bifat chestia asta? Clar nu se puneți de când ați venit voi, că dacă ați venit de puțin timp, nu e rentabil. Pune și voi 2012, 2011, 2012, 2013, vedeți voi. Ok, aici vă întreabă adresa unde locuiți. Am pus și eu adresa acum. Mai departe. Ok, hai să punem 20. Aici ne întreabă ocupația noastră, employer, locul de muncă, nu știu. Mi-am pus ceva așa. Haide, bă. Factory workers. Mai spune că să vedem ce ne dă. Am pus așa ca să terminăm repede să nu ne iau căruță de timp. Aici ne întreabă dacă avem permis pe englezesc, ce naiba avem noi. Eu am european. Zicem că ața ne avem. Cum am luat testul, permisul, clar l-am luat pe stângă. Pe stângă sau pe dreapta? Nici nu mai țin minte. Azi fi așa. În fine, dacă puneți invers, nu știu cât e de ok. Dacă aveți ceva, da, aveți traducem că de grea engleză. Deci, aveți vreo situație medicală disponibilă? Nu, nu am, clar. Aha, câte mașini ai? Una. Aici mă întreb dacă am copii. Da, sunteți proprietar de locuință? Da. Ok. Ok, revenire la... Ok, nu am nimic, trebuie să puneți când aveți. Ok, aici puteți mai adăuga un șofer, dar nu o să mai adaugă, să merg mai departe ca să terminăm repede, că deja se lungește video ăsta. Aici, practic, alegem data. Bla, 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 hai să zicem de săptămâna viitoare. Sau ceva de ce, nu? Aici o lăsați compresiv, lăsați toate așa. Cum vreți să plătiți anual sau lunar. Ok. Doar în societate și bla, bla, bla. Câte mile faceți pe an, puneți și pe 4.000, chiar dacă faceți 30.000. Tot aia. O țineți în garaj, este foarte esențial să spuneți chestia asta. Mai scade din asigurare. Aici, dacă ați mai avut asigurare, contează pe numele vostru minim de un an, puteți să bifa aici, știu, un an, doi, câți ani ați avut. Eu nu am și nu supun. Bla, bla, bla. Nu am nimic, nimic. Bun. Dăm aici yes, next. Și trebuie să ne vină, de fapt, nu, trebuie să mai punem, mai completăm mai ceva, nu, gata. Și practic, cum ne arată prețurile. Așa puteți să faceți o calculare, să vedeți și voi ce prețuri ar fi pentru mașina voastră. Într-adevăr, asigurarea e mai scumpă ca România, mult mai scumpă, dar este super rentabil. Vedeți, astea cu box, cutie neagră, teoretic, așa se zice, black box, nu vă recomand pentru că vă pune o cutie pe mașină, ceva care e prin GPS, și dacă în caz brusc cazi mașina, plecați prea în blană sau nu știu ce, bă, crește asigurarea și nu este rentabil. Aici, da, puteți, vedeți? 99 de pounds, asta este depozitul care trebuie să-l plătiți. Hai să zicem că ne interesează această asigurare. O să dăm pe ea. Gata, așa. Acum, practic, așteptăm câteva secunde să ne intre pe site. În 30 de secunde, maxim, ne transferă fix pe site-ul ăsta și mai puțin de 30 de secunde observ, dar posibil se gândește că am și o netul slab. Ok. Bun, asta este asigurarea, atâta plătesc pe an. Oh, nu, vreau lunar. Mai fain lunar. Nu mai stai cu stresul ăla. Ok. Aici putem schimba, vedeți, dacă schimbăm, ne jucăm puțin o leacă aici cu datele. Se schimbă și... Ia, 31. Nu s-a schimbat? Nu. Nu vor să schimbe, dragi. Hai să punem pe... Dar n-are cum 17, pentru că a trecut 27. Știu că la mine s-a schimbat. Puțin. Bun. Hai să mergem mai departe.
Aici alegem ce dorim. Dacă vrem, nu știu, tractare în Europa, nu mai știu, vedeți aici cum este? Tractare în Europa. Mai multe chestii faci pe asta, plătiți 11 pounds, plus pounds, nu lire, ba, sunt o lire, da, aceea se zice pounds, 11 lire pe lună în plus și le aveți pe toate, aveți tractare în Europa, nu știu ce prostii, asistență, recovery, la destinație, în fine, mai multe prostii. Ok, aici asigurați cheile, mașini, nu știu. Accident personal, puteți să-l bifați. Mai multe avantaje. Ok, lăsăm toate astea aici, dăm continuă. Bla, bla, bla. Mergem mai departe. Continuă din nou. Oricum, majoritatea site-ului sunt la fel, poliția lor de aceea, dă explicații. Acceptăm. Ok, bun. Toate datele. Ok, aici ne pune să ne creăm un cont. Hai, punem parola. Ok, am pus o parola. A, da. Fără numere. Ok, am pus asta. Acum ar trebui să fie în regulă. Ok, hai să te înscriem contul. Nu la toate, doar la unele îți cere să-ți creezi cont, pentru că această firmă de asigurări îți dă și... cum naiba se cheamă, mă? Îți dă și aplicația, are și aplicație. Poți să schimbi mașinile, asta o să fac în alt video. Bun, aici practic trebuie să vă puneți numărul de la card, cod de securitate, data expirării, codexul ăla care l-aveți pe spate de 3. Aici am data când expiră, anul. Ok. După aia trebuie să apăsați frumos aici yes. Aici trebuie să vă puneți numele, cum fix că scrie pe card. Aici puneți source code și account number. După aia bifați aici, bifați aici. Nu, de fapt unul. Ok, prefer. Ce dacă preferați fai, nu, puneți a doua. Ok, dați aici să plătiți voi așa și plătiți și cam atâta și aveți asigurare din ziua din care ați bifat voi. Și cam atâta. Și o să primiți e-mail cu toate prostiile astea, foile astea de asigurări. Eu zic cam atâta, prieteni, este foarte simplu. Dacă aveți întrebări referitor pe tema asta, trimiteți un mesaj, mail, Facebook, Instagram. Aveți toate în descriere. Cam atât. Nu este doar acest site, sunt o grămadă de site-uri. V-am arătat unul care mi s-a considerat că face prețuri bune. Dar sunt o grămadă. Nu folosiți site-uri, exemplu, nu știu, mai sunt români care vă fac asigurări. Nu vă recomand. Voi faceți ce vreți, pe la urmă. Pentru că nu este pe numele vostru asigurarea și riscați foarte mult aici. Aici vedeți că mai este alt site. Vedeți, Money Supermaker, tot de asigurări, sunt foarte multe de astea de asigurări. Cam atâta, noi ne vedem data viitoare, apăsați butonul de like, dați și voi share să vadă prietenii voștri, abonați-vă în continuare la canal, apăsați pe clop, poți să fiți la curent cu tot ce postăm. Cu totuși, începe, o să vine de acum un an nou și trebuie să fie totul la punct. Cam atâta, prieteni, v-am salut!